Bună ziua, sunt Claudiu și astăzi vă voi arăta cum repic eu salata. În episodul trecut vă arătam cum semăn salata direct în alveolă și v-am menționat la un moment dat că aceasta poate fi semănată și în orice alt tip de vas pe care îl aveți la dispoziție, urmând o repicație. În cazul de față, salata pe care noi am folosit-o pentru semănare este o salată pe nume Latuga, salată pe care am achiziționat-o de la cei la Grădina Max. Iar eu am semănat-o într-un suport de ghiveci pe care îl aveam prin preajmă. În momentul de față, salata are undeva la o săptămână și 2 zile de la momentul semănării. Ca să vă ofer mai multe informații despre momentul ideal, acesta este undeva între 5 și 7 zile de la momentul germinării, în momentul în care salata dezvoltă cele două frunzulițe. Iar un element foarte important de care trebuie să țineți cont este că rădăcina acestei sălătuțe să nu dezvolte ramificații. Da? Deci atunci este momentul perfect, oportun, pentru ca această salată să fie mutată din locul în care a germinat în alveola, în celula de alveolă. Dacă o veți face mai târziu, nu este niciun fel de problemă, doar că salata va fi supusă unui stres mai mare și există posibilitatea ca aceasta să fie mai sensibilă sau să se acomodeze mai Pentru greu. această operațiune, noi avem nevoie de o alveolă de 70 de celule și această alveolă să fie plină cu, să o umplem cu turbo, o tasăm, după care o udăm și o lăsăm vreo 2-3 ore ca să se scurgă arba. Nu este apa, nu este neapărat nevoie să folosiți turbo, puteți să folosiți și orice alt material pe care îl aveți la dispoziție, cum ar fi pământ, cu nisip sau cu rumeguș. Și avem nevoie de acest creion. Se vor da găuri pe mijlocul celulei de alveolă, găuri care vor fi până în capătul acesteia, unde ulterior vom introduce aceste firicele de salată. Înainte ca să scoatem aceste sălătuțe din spațiul în care au germinat, este recomandat ca ele să fie udate cât se poate de bine, pentru ca acestea, după cum vedeți, să iasă cât se poate de ușor. Se scoate câte o sălătuță și rădăcina acesteia se introduce în alveolă. Cu ajutorul creionului, acoperindu-se complet rădăcinile. Bun, după cum se poate observa, am terminat de repicat salatele. Și acum dumneavoastră probabil vă întrebați, dar oare de ce aș face astea? Care sunt avantajele de a folosi această metodă? Pentru că poți să le semăn direct în alveolă, nu? Să știți că există și avantaje și dezavantaje la ambele metode, dar avantajele la această metodă ar fi pentru că selectați plantele cele mai sănătoase și cele mai viguroase și cu dezvoltarea cea mai puternică. Dezavantajele ar fi că, bineînțeles, le supuneți unui stres. Ca și comparație, avem aici niște salate care au 2 săptămâni din momentul germinării, iar aici avem niște salate care au 3 săptămâni din momentul germinării. În a 4-a săptămână, acestea se pot planta direct în sol. Sper ca informațiile pe care vi le-am oferit să vă ajute și pe dumneavoastră să vă repicați singur salatele, iar până data viitoare vă doresc o zi frumoasă și numai bine!